Au trecut 35 de ani de la primul zbor cosmic al unui român. Klaus Iohannis l-a întâmpinat la Palatul Cotroceni pe Dumitru Prunariu, însoțit de 11 astronauți și cosmonauți din străinătate. Dumitru Dorin Prunariu este primul român care a realizat un zbor în spațiu cosmic. În cadrul misiunii Soyuz 40 a petrecut în spațiul cosmic un timp de 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Acesta a efectuat o serie de cercetări științifice, tehnologice, biomedicale, astrofizice și psihologice. Delegația de astronauți și cosmonauți a fost alături de Dumitru Prunariu la sărbătorirea a 35 de ani de la primul zbor în spațiul cosmic. Valeri Corzun este din Federația Rusă, este președintele atașamentului de cosmonauți ruși. Gerhard Thiele din Germania. Dick Richards din Statele Unite ale Americii, Mai multe instituții și organizații s-au implicat în desfășurarea unor evenimente care să celebreze zborul lui Prunariu în spațiu. La reuniune a participat și Marius Ioan Piso, președintele Agenției Spațiale Române. Dați-mi voie să vă spun bun venit. În România, la Palatul Cotroceni, este o mare bucurie pentru mine să vă pot saluta aici cu ocazia sărbării a 35 de ani de la prima ieșire românească în spațiul cosmic. În anul 2011, Academia Română l-a ales pe Dorin Prunariu membru de onoare, drept recunoaștere a extraordinarei sale performanțe.